Cetățenii se vor putea vaccina contra cost împotriva COVID-19 în clinicile private. Acest lucru s-ar putea întâmpla până la sfârșitul lunii aprilie. Declarații în acest sens au fost făcute de către premierul interimar Aureliu Ciocoi în cadrul unei emisiuni de la TVO. Potrivit lui Ciocoi, prețurile ar trebui să fie coordonate cu Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Moldova. Noi tocmai astăzi, încă dimineața, discutam la guvern ca să găsim modalitatea să le permitem agențelor economici care are capacitatea financiară și are posibilitatea să achiziționeze, în cazul în care reușește să identifice loturile disponibile pentru vânzare, să importe, să înceapă importul contra cost a vaccinurilor anticovid în Republica Moldova. Însă este o nuanță de ordin legislativ sau de ordin legal. Agenția Medicamentului, pentru operatorii privați sau pentru companiile private care manifestă interes de acest gen, trebuie să înregistreze prețul la care vaccinul respectiv va intra în Republica Moldova. Și acum se caută și se identifică prețul nu la producător, dar prețul de export din țara unde se află producătorul, pentru că este o diferență. Bunoară, același Sputnik, el la producător costă 5 sau 6 euro per rapel, pe doză. Până în momentul de față, peste 50.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19, ceea ce reprezintă puțin peste 1,5% din populația generală. Amintim că procesul de vaccinare a lucrătorilor medicali a început pe 2 martie. Pe 31 martie, Ministerul Sănătății a anunțat despre extinderea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani și pentru cei cu comorbidități.